Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 2. Aflați lungimea bazei unui triunghi isos, cel care are un unghi de 120 de grade și laturile componente de 20 de centimetri. Acum, faptul că într-un triunghi avem un unghi de 120 de grade, noi știm că într-un triunghi este posibil să avem cel mult un triunghi obtus, respectiv un unghi cu măsura mai mare de 120 de grade. Și un triunghi isos, cel știm de asemenea că este un triunghi care are două unghiuri congruente, deci nu poate fi măsura